Continuăm cursul electronica digitală. În lecția anterioară am învățat despre AND, circuitul logic AND, ce este o poartă logică. Am experimentat un pic în simulator cu un analizor logic și generatorul de biți. Acum mergem mai departe. După AND urmează OR. În electronica digitală, OR sau pe română se bazează pe ideea de bază că în tehnologia de comandă electrică există și multe cazuri în care se dorește să porniți ceva din mai multe puncte de comutare cu drepturi egale. Schema din imagine prezintă foarte clar acest aspect. În această schemă, becul se poate aprinde dacă apăsăm butonul A sau butonul B. În acest tabel se vede și diferența dintre AND logic și OR logic. Dacă în lecția anterioară trebuiau ca A și B să fie 1 ca să avem X1, acum este nevoie doar ca A sau B să fie un 1 și la ieșire o obține un 1. Aici alt exemplu în cazul unor 3 variabile de intrare. Da? Deci avem 0, 0, 0 și X este 0. Dacă avem aici un 1 și restul este 0, avem 1, la fel 0, 1, 0, deci este de ajuns doar una dintre variabile să fie 1, ca x să fie 1. Ca și în cazul AND logic și OR logic, are simbolul lui în care este folosit în schemele electrice, de asemenea sunt și aici 3 standarde diferite, dar după cum vedeți este ușor de recunoscut. Matematic se poate scrie, cum vedeți aici, și se citește A sau B egal cu X. Ca și în lecția anterioară, și aici vom face o demonstrație în simulator și vom folosi un circuit TTL 7432 care conține 4 porți OR cu fiecare cu câte două intrări. Voi folosi aceeași schemă ca în lecția anterioară, dar de data asta vom introduce alt circuit, după cum am spus, și astfel căutăm aici 7432N, luăm pe ăsta, luăm numai 1, cancel și îl legăm în felul următor. Hai să ducem asta un pic mai sus. Acesta vine aici, acesta vine aici, iar o probă o punem pe acest fir și o probă punem pe acest fir, iar la ieșire punem X3, simulăm și acum dacă este de ajuns doar un singur întrerupător să îl închid și vedeți, se aprinde ieșirea, da? De fapt, ăsta putem să-l punem pe, oprim simularea, îl punem de fapt pe acest fir, da? Simulăm din nou, avem întrerupătoarele puse pe low, deci low, low și low este la ieșire. Este destul doar să punem 1 pe high și avem un high la ieșire. Ăsta sau ăsta și vedeți același lucru se întâmplă, da? Foarte simplu. Și bineînțeles, repetăm încă o dată experimentul cu analizorul logic și generatorul de biți din lecția anterioară. Sunt exact același setări ca în lecția anterioară.